După recoltare, strugurii bine copți sunt aduși din Podgoria Cotnar și direcționați către combinatul de vinificație, unde începe procesul de prelucrare a acestora. Procesul este meticulos și atent, în vederea obținerii vinurilor de cea mai înaltă calitate. În fiecare zi se procesează aproximativ 800-900 de tone de struguri. Și este recoltatul manual. Strugurile vin cu tot cerchin. Aici avem partea de recepție la strugurii care sunt recoltați mecanizat cu combinele. Și strugurii de acum vin desorganizați, fără ciorchine, numai boabele. Ciorchinele rămân pe câmp. În buncărele pentru recepția strugurilor are loc deciorchinarea, zdrobirea strugurilor, scurgerea mustului, presarea, după care limpezirea mustului, fermentarea lui și mai târziu tragerea de pe drojdie. Trebuie atenție foarte mare la vie. Dacă avem strugurii sănătoși, atunci știm 100% că vom avea și un vin foarte bun. Atenție mare merge la desorchinare, zdrobire, la limpezirea musturilor. Trebuie musturile foarte bine limpezite, deoarece suntem în 27 septembrie, acumularea de zahăr este foarte mare. Cu cât e mai mare acumularea de zahăr, cu atât musturile se limpezesc mai greu. Cel mai greu ca să produci un vin este să produci vinurile seci. Vinurile de demisec și demidulci e mai greu de întreținut, dar este mai ușor de produs. Tot timpul, maestria la un oenolog o vezi într-un vin alb sec. Vinurile de calitate superioară produse la Cotnar sunt apreciate pentru aroma bogată, echilibrul gustului și capacitatea de a se îmbunătăți în timp. Acestea vor ajunge la consumatori sub formă de vinuri albe, roze și chiar vinuri dulci, care reprezintă unele dintre cele mai apreciate sortimente din regiune. Anul acesta este un an foarte bun pentru noi. Suntem siguri că vom obține vinuri extraordinare. De ce spun asta? Pentru că, pe de o parte, ne-a fost de ajutor vremea, cantitatea de precipitații foarte bună de anul acesta, care a dezvoltat destul de bine vița de vie, strugurile. De zilele însorite pe care le-am avut pe parcursul anului, nu este mai puțin adevărat că atunci când vorbim de struguri de calitate, vorbim și de priceperea oamenilor, de talentul lor, de abilitățile lor de a lucra frumos în vie. La final are loc îmbutelierea vinului. Fiecare dintre cele două linii de îmbuteliere are o capacitate de 5800 de sticle pe oră. Aici vinul parcurge toate etapele, de la clădirea sticlei, umplere, dopuire, capitonare, etichetare, apoi punere în cutii, pentru a fi transmise către consumatori. Ne aflăm în una dintre cele două linii de îmbuteliere. Aici, practic, este ultimul proces pe care îl parcurge vinul înainte de a fi trimis către consumatori, către iubitori de vinuri. Drumul vinului e lung, dar plin de satisfacții. Prin respectarea tradițiilor viticole și utilizarea tehnologiilor moderne, vinurile de Cotnari continuă să transmită pasiunea și dedicarea în fiecare pahar, renumit în întreaga regiune, fiind un punct de referință pentru viticultura moldovenească.